Anul 2020 a fost clar unul atipic. Fiecare dintre noi a fost pus în fața unei realități nemai întâlnite. Am învățat să ne adaptăm, să acceptăm schimbarea și să fim deschiși unei noi perspective de a privi lucrurile. Interacțiunile dintre oameni s-au schimbat și sunt nevoiți în continuare să stăm distanțați fizic. Din fericire, nu și emoțional. Bugetul mediu pentru Crăciun al unei familii este în acest an de 1059 de lei, mai mult de jumătate din sumă, 540 de lei fiind rezervate pentru mâncare, iar restul pentru cadouri și decorațiuni. Sumele disponibile diferă însă în funcție de tipul de consumator. Cele mai cheltuitoare segmente fiind familiile moderne, care cheltuie 1284 de lei și tinerii profesioniști, care cheltuie 1116 lei. În schimb, pensionarii pun deoparte doar 765 de lei pentru Crăciun, iar milenialii fără partener 987 de lei. Din totalul mediu de 1059 de lei pe care românii declară că le alocă pentru cumpărăturile de sărbători, 395 de lei sunt destinați cadourilor, în ușoară scădere față de 2019, când era de 403 lei. Interesant este că bărbații alocă mai mult pe cadouri decât femeile. În cazul bărbaților, cheltuielile pentru cadouri ocupă un buget de 433 de lei, comparativ cu femeile, ce alocă 364 de lei. Spre deosebire de anii trecuți, mai mult de o treime dintre respondenți, adică 31%, declară că preferă acum să comande cadouri online, comparativ cu doar 5% în 2016. Totuși, cea mai mare parte dintre români, 69%, continuă chiar și în prezent să cumpere cadouri de Crăciun din magazinele fizice, tip mall, supermarket, hipermarket și piață. Procentul este totuși în scădere față de 2016, când se situa la 88%. Românii declară că peste jumătate din bugetul acestora de sărbători este ocupat de cheltuielile pe mâncare, 51%, respondenții afirmând că alocă 539 de lei pe mâncare. Dintre aceștia, familiile tradiționale urmate de maturii fără partener cheltuie cel mai mult aici, alocând 588 de lei, respectiv 586 de lei. Familiile tradiționale alocă așadar semnificativ mai mult decât restul eșantionului pentru cumpărarea de alimente, 56%. Doar 12% din bugetul de sărbători este destinat decorațiunilor, așa cum afirmă respondenții. În 2019, această categorie ocupă 137 de lei din bugetul românilor, iar în prezent, respondenții sunt dispuși să aloce mai puțin, 125 de lei. Cheltuielile reduse pe decorațiuni se pot datora faptului că mulți dintre români au deja în casă ornamente din anii trecuți și preferă să le păstreze pe cele vechi.